Thank you.
La niciun an de la înființarea acesteia au reușit să ducă în fața dumneavoastră un asemenea concert inedit. Felicitări, dragii noștri! Vă mulțumim pentru prezentare din această seară și vă urăm mult succes mai departe! Are you ready? Are you ready? Yes, I am! Doamnelor și domnilor, a venit momentul mult așteptat. Vom da startul reprezentațiilor artistice pregătite de Bobo Cimento. Prima echipă, cea care va sparge gheața, este formată din Cristina Bace din clasa 9A și Luca Aron din clasa 9D. Cristina este o fire dezvoltată și carismatică, pasionată de sport și de partea de make-up. Luca este un băiat amuzant și sociabil, căruia îi place informatica și jocul minții. Șacul. Aceștia vor deschide seria momentelor pe ritmul latino, transformându-se în Shakira și Enrique Iglesias.
început în forță, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Cristina și Luca și echipa lor! Luca, Cristina, mai rămâneți puțin. Luca, Cristina, n-a scăpat încă așa ușor, haideți numai. Mai aveți doar niște note, nu? Pentru că a fost latino acest moment, sunt foarte curios de nota de la All The Show. Prima notă din această seară de doamna Meda Horșan, acordă nota. Suspans, da. 9! Nota pentru originalitate, doamna profesor. 10! Nota pentru costume. 10 cu 10. Nota pentru actorie. 8. Nota pentru încadrarea în temă. 8. Nota pentru corectitudinea coreografiei. 8. Și ultima notă, cea pentru echipă. 9. Felicitări! Mulțumim, mulțumim. Trecem acum la cel de-al doilea moment al serii. Sara Morariu din clasa 9E și Rare Hristor din clasa 9B sunt nerăbdători să vă arate ce au pregătit pentru astăzi. Ambițios și sociabil, Rare își preferă să iasă în zona de confort, având ca pasiuni ciclismul și alpinismul. Sara pune suflet în tot ceea ce face și este o persoană care se adaptează ușor, fiind în același timp pasionată de actorie și de artele marțiale. Aceștia vor realiza un moment incendiar, interpretându-i pe Beyoncé și Jason Derulo! Thank you.
much more anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Aplauze pentru Sara și Iarăși pentru un moment extraordinar. Dragilor, rămâneți și voi, nu trebuie să vă grăbiți, dar trebuie să luați niște note mai mici, mai mari, o să vedem. Mări, te rog. Să începem de data asta cu costumele. Doamna profesoară, acordă nota 9. În căderea temă, 8. All the show, 7. Actoria, 7. Originalitate, 10. Relaționarea cu echipa, nota 8. Și coreografia e de nota 7. Mulțumim frumos! Cea de-a treia echipă care va urca pe scenă este formată din Paula Carciș din clasa 9E și Bogdan Popa din clasa 9B. Paula este o domnișoară pasionată de pictură, fiind o fire perseverentă și foarte sensibilă. Bogdan este caracterizat de o carismă aparte, iar printre pasiunile lui se numără polo-ul și informatica. Să-i primim aplauze pe Paula și pe Bogdan, care se vor transforma în Ariana Grande și Bruno Mars! Every memory with no goodbye sound.
ese moment, doamnelor și domnilor. Dragilor, a fost extraordinar să vedem. Da, bă, dar și cât te grăbești? Hai și notele. Să vedem dacă jurul este de aceeași părere cu mine. O să începem cu echipa de data aceasta. Nota 10! Să vedem corectitudinea coreografiei. 9! Încadrarea în temă. 10! All the show. 9! Actorie. 9! Originalitate. 10 și costume, 10! Aplauze încoate pentru ei, felicitări, dragilor! Urmează acum cel de-al patrulea moment. Cea al perechii formate din Miriam Tramonte și Marc Lenca din clasa a 9-a F. Cucerind prin felul lui de fi. Cucerind prin felul lui de a fi, Marc este un tip altruist, dedicat sportului și călătoritului. Miriam este o fire sociabilă și creativă, căreia îi place să cânte la pian. Miriam și Marc au pregătit un moment deosebit, transformație. Rihanna și Eminem! Yes, sir. So no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Well-known rapper Eminem remains to be seen.
vedem ce părere au și cei din juriu de momentul lor. Vom începe cu originalitatea. 10. All the show. 10. Actoria. 10. Încadrarea în temă. 10. Coreografiile. 10. Relaționarea cu echipa e de nota 10. 10 pe lângă noi, domnilor. Și costumele. Și costumele. 10. 10 pe lângă, a fost fantastic, dragilor, felicitări. Urmează cea de 5-a pereche alcătuită din Bianca Chindlea și Andrei Negruț din clasa 10-a C. Bianca este ambițioasă și se remarcă prin simțul umorului, în timp ce muzica și sportul constituie hobby-urile sale. Andrei este o fire spontană și sinceră, care îi place să glumească, fiind pasionat de motociclism. Domnilor și domnilor, vom urmări un moment incendiar realizat de Bianca și Andrei, transformați în Britney Spears și Michael Jackson! What about all the things that you said we were together?
Ce show, domnilor și domnilor, despre asta e vorba în seara aceasta, despre show. Și dacă nu am menționat de show, nota, prima notă la All The Show este... 9! Nota pentru actorie... 10! Originalitate! 10! Costume! 10! Echipa! 10! Corectitudinea coreografiei! 9! Și încadrarea în temă! 9! Aplauze în coastă pentru ei! Malina, înainte să trecem la cea de-a șasea pereche, dar mulțumesc, dar n-am nevoie de scaun, dar îți mulțumesc mult! Chiar nu am nevoie, mersi, Patrick! Înainte să trecem la cea de-a șasea pereche, am o idee! Ce idee, Ștefan? Dacă tu te-ai chinuit pe bobocii ăștia noștri două luni să se transforme, hai să ne transformăm și noi. Cum adică să ne transformăm? Ia să facem un moment al nostru. Iată după mine. Aceștia ne vor prezenta un moment inedit, interpretându-i pe Cristina Aguilera și Freddie Mercury! Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge! It's a cold and crazy world, it's raging outside. It's a life, it's a style, it's a need, it's bliss. Nos perdemos en la oscuridad. Aquí nadie nos ve. No me he ido y me he
Avem nota 10, felicitări. Pentru costume, doamna profesoară vă acordă nota 10. Relaționarea cu echipa este de nota 9. All the show. 8. Încă de alea în temă. Nota 10, chiar pentru actorie. Nota 8. Mulțumim! În continuare vom invita pe scenă a șaptea pereche, formată din Denisa Buda din clasa a 10-a și Andrei Sobolu din clasa a 10-a. Andrei este un tip carismatic și glumeț, pasionat de dans și fotbal. Ambițioasă de căsneștie și deschisă mereu provocărilor, Denisa are ca hobby pictura și designul. Urmează un moment inegalabil în care cei doi boboci se vor transforma în Lady Gaga și Travis Scott. Oh,
laughing and loving, trying to figure out the moon. It felt like summer when I kissed you in the rain, and I know your story, but tell me again.
Yeah.
final, domnilor și domnilor, așa se încheie o seară. Felicitări Radu, felicitări Andrada. Aplauze încă o dată pentru ei. Să vedem ultimele note din seara aceasta acordate pentru proba de pereche. Începem cu actoria. 10! Originalitate, 10! Costume, 10! Încadrarea în temă, 9! Coreografie, 10! Echipă, 10! Și alte show, 10! Colors all around, dollar dollar bills, yeah, dollar dollar bills. Carly, yeah, you've been staring at me. Forgive me, readers. I don't really know how long now. Tu lengua en todo mi cuerpo, cuando terminas te quedas por dentro. Tu lengua en todo mi cuerpo y cuando terminas te quedas por dentro. Fuck out of my way, I'm gonna get paid, yeah. I wanna get paid, yeah. Just give me my money. Friday then, Saturday, Sunday. Splendida coreografie de grup, încheiem seria momentelor serii, vom reveni mai târziu cu premierea. Vă mulțumim! Pentru Lare și Pistol.
pentru Baciu Cristina! Okay.
una dintre cele două rămaste pe scenă. Și anume, Ula Denisa!
Pregătiți să câștigi. Bine, emoții ai? Pe scară de la 10? Oh, băi, vreau să fac.